Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Autoritățile pregătesc modificarea legii educației fizice și a sportului. Asta nu ne-ar interesa prea mult. Okay. Astfel încât jucătorii profesioniști de jocuri pe calculator, jocuri video. Așa. Deci aproape noi. Nu chiar jucători profesioniști, dar jucători. Mamă, Candy Crush. PlayStation, alea, fotbal, nu știu ce, Xbox, chestii. Da. Să beneficieze acești jucători de același statut ca al sportivilor de la cluburile tradiționale. Deci o să fim colegi cu Tamaș. Într-un fel, suntem deja colegi cu Tamaș, dar o să fim și la sport. Și dacă ne afiliem unor cluburi departamentale, cum ar fi Dinamo și Steaua, da, acolo te gândești, putem să ieșim și cu grade. Că sportivii adevărat, care nu știu acum cum mai e, sincer. Socialistule. Chiar nu mai știu. Nu, mă, Luca vrea pensie. Clar. Neapuiul e general. Vrei și tu o pensie. Năstase e general. Alții care au jucat și n-au ajuns la performanțe atât de mari sunt oricum ofițeri. Și vorba aia, eu am jucat Candy Crush mai mult decât Ilie Năstase tenis. Dar cum ar fi? Da. Mă, cum ar fi să fii ofițerul Candy Crush? Să fii major? Pe ce bază? Domne-s la Candy Crush? Deci, întrebarea se pune, cum Dumnezeului ar putea fi considerat un gamer? Un jucător de jocuri video. Vedeți de greu e de traduție în greu. Gamer, asta îi spunem gamer, da. Dar jucător de jocuri video pe calculator, pe console, mă rog. Cum ar putea fi considerat el sportiv? De ce să fie el sportiv? Pentru că e competitiv. Ce? Concurează cu alți cetățeni. Concurezi și când alegi după autobuz, bă. Poate fi și aia în trecere. Se poate pleca la olimpiadă pe baza... Păi, dacă se fac jocuri nu olimpice, neapărat. De sport olimpic? Nu toate sporturile sunt și olimpice. Nu, aha. Da. De ce să nu facă FIFA cât o fi FIFA aia, da. Sport olimpic, ce are? Ăsta e viitorul. Gata. Atât timp cât de exemplu și tablele sunt sport. Da. Ai văzut? De ce tablele nu? Sunt sport? Da, nu e, nu știu cât de... Eu când eram la un moment dat... Nu schimba. Stai puțin. Șahul e sport olimpic. E olimpic? Și go. E olimpic? Nu e olimpic. Nu. Șahul nu e sport olimpic. Nu. Nici tablele. Tablele au șanse mari. Există Federația Română de Table. Bine, mă, așa, da. Există Federația Română de Băutori și de Bere. Și eu când eram, eu la un moment dat, acum vreo 10-15 ani, am lucrat pentru o perioadă la Eurosport. Și eram mai, adică, scurt, cumva eram acolo și vedeam tot ce se întâmplă. Cu băieții. Că altfel nu urmăream toate. Și la un moment dat Eurosport a transmis campionatul mondial de table viteză. Table viteză? Table viteză, tată, e ceva n-am mai văzut de atunci, nu știu dacă mai există. Viteză la ce? L-am mutat pucurile alea sau l-a dat cu zero? Trebuia să dădeau cu zero și mutau instant, aveau gen 2 secunde, era aproape imposibil de urmărit. Deci te uitai la ecran, mă uitam la ecran. Și trebuie să comentezi? Pe mine m-am amuzat cel mai tare ăla, aveam un coleg care comenta. Aha. Și practic ea dădeau cu zarurile și mutau fulgerător, înțelegi? Deci toată partida dura câteva minute. Cred că poți să comentezi orice, că nu se prinde nimeni. N-ai nicio treabă. N-ai cum să. Dar care este cel mai plicticos posibil, plicticos sport transmis vreodată la TV? Eu cred că ăla, săgețele. Darts. Darts? Nu. Cred că este ceva mai plicticos decât darts. Ăla, cum se cheamă, mă? De șterg repede pe gheață. Curling? Ăla este fan. E mișto, da. Mă stric de râs la ăla, e cel mai tare. Păi te strici de râs, dar dacă dai de niște echipe în care jucătorii stau și te gândesc 100 de ani, devine plicticos. Nu se gândește nimeni 100 de ani. Aia cu ba da. Tăietorii de lemne, că și aia... Da, așa este. Ăla mi se... Păi, stă unul și taie cu drujba, felii de lemn. Mă rog. Felii de lemn. Da. La el feliile, dacă nu-s de mâncare, practic. Asta cu gamerii, să știi că e o perspectivă bună pentru părinți, că acum când ești deznădăjduit, că se alege praful de copil, se joacă toată ziua pe tabletă, mai ai o speranță că poate să fie un mare sportiv. Da. O să iasă Costel Olimpic la Tetris. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.